Mariana Durleșteanu ar fi fost constrânsă să-și retragă candidatura pentru funcția de premier. Asta susține secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrâncea, potrivit căruia presiunile au fost lansate atât din interior cât și din afara țării. Batrâncea nu a precizat însă la cine face referire. În afară de campania publică, da, lansată de oponenții noștri politici la adresa ei, sute mii de mesaje orchestrate, da, la adresa ei cu scopul de a dezechilibra pe această doamnă. Știm foarte bine că cu dânsa au lucrat și reprezentanții anumitor misiuni diplomatice și anumitor organisme internaționale. Și credem că acest lucru, cel puțin, nu este unul instituțional. Și președintele grupului parlamentar Pro-Moldova, Adrian Candu, a sugerat în cadrul unei intervenții live pe Facebook că mesajul Marianei Durleșteanu ar fi fost scris de altcineva. Mie mi s-a părut foarte cumva straniu ieri să apară un mesaj în timpul zilei a doamnei Durleșteanu. Noi toți am văzut textele scrise de doamna Durleșteanu, dar textul de ieri a fost scris foarte atent, pregătit din timp și a apărut la momentul potrivit. Cred că tot a fost înscenat și organizat din timp, ceea ce s-a întâmplat ieri fiind foarte bine sincronizat. Am încercat să o contactăm pe Mariana Durleșteanu pentru a afla dacă a fost supusă unor presiuni, dar nu a răspuns deocamdată la mesajele noastre. În schimb, a postat un nou mesaj pe Facebook în care anunță despre un nou început. Ea a postat o fotografie cu un citat în care se spune că e dificil să fii femeie, trebuie să gândești ca un bărbat, să acționezi ca o doamnă, să arăți ca o domnișoară și să lucrezi ca un cal. Mariana Durleșteanu a anunțat marți că își retrage candidatura pentru funcția de premier pentru că nu vrea ca numele și reputația ei să fie folosite pentru reglări de conturi între clanurile politice. Ea a fost propusă la funcția de premier de 54 de deputați din fracțiunile PSRM și Pentru Moldova. Șeful statului, Maia Sandu, a refuzat să o desemneze în această funcție.